Salut! Sunt Otto de la Miere TVO, iar astăzi s-a terminat săptămâna 28 din Otto slăbește sezonul 4. Urșii mei, bine ați venit la singura transformare live, singura transformare documentată de pe tot YouTube-ul, în care vedeți clipuri în fiecare săptămână cu toate mesele pe care le am, vedeți absolut tot ce fac și tot ce mănânc, mă filmez și la sală și vă arăt forma mea și bineînțeles vă arăt cântarul oficial la sfârșitul fiecarei săptămâni. Săptămâna asta a fost una nebună, urșilor, a trebuit să recuperez pentru că am luat foarte mult în greutate după weekendul trecut, am sărbătorit prea tare weekendul trecut după ce am terminat de filmat clipul din săptămâna 27, am slăbit 48 de kilograme, însă am reușit și săptămâna aceasta să mai slăbesc și să ajung la 49 de kilograme slăbite și mi se pare extraordinar, nu-mi vine să cred. A trebuit să mănânc mai corect, a trebuit să mănânc mai puțin, însă bineînțeles că n-am putut să mă abțin de la foarte multe lucruri. O să vedeți că și săptămâna aceasta am mâncat niște tâmpenii, dar cu toate astea am reușit să slăbesc. Dacă sunteți curioși cum am reușit să slăbesc și vreți să vedeți toate mesele mele și să vă luați cea mai tare doză de inspirație și de motivație și să învățați și să încercați să faceți și voi o transformare corporală, poate chiar mai șmecheră decât a mea, haideți să vedeți tot ce am făcut și tot ce am mâncat săptămâna aceasta, pentru că este ceva extraordinar și cu siguranță veți învăța foarte multe lucruri și vă veți motiva să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine. Ia uitați, urșilor, mi-am luat pizza să sărbătoresc. Avem 4 felii de pizza diferite aici și haideți să vă arăt ce mi-am mai luat. Mi-am luat ceva nou pe care n-am mai văzut și n-am mai mâncat. Milka Hazelnut, Hazel Cream. Ce ziceți? Este ceva de genul Nutella, am luat și Nutella aici, vreau să fac un clip cu ele, să vedem care e cea mai bună, pentru că astea sunt cele mai scumpe. Eu n-am mai mâncat până acum cremă de ciocolată Milka, să-mi spuneți dacă voi ați mai mâncat. Și aici avem tot așa ceva nou de la Milka, Choco Brownie, nici din astea n-am mai mâncat. Sunt foarte curios dacă ați mâncat din astea și din astea, Oreo Cake, nici din astea n-am mai mâncat. Ați mâncat așa ceva? Să-mi spuneți în comentarii. Sau să votați aici. Și aici, pentru cremele de ciocolată, pentru clipul special, am luat croasante de la Carrefour. Ia uitați cât de moi sunt și gogoși din astea, simple. Ia uitați ce moi sunt. Biscuiți cu lapte, pentru că la fel merg foarte bine cu cremele astea. Hai să gustăm astea, urșilor, să vedem cum sunt. Avem aici Milka Choco Brownie, are 50 de grame, are două bucățele de câte 25 de grame și fiecare bucățică are 118 calorii. Deci în total vreo 240 de calorii, 236 de calorii. Da, da, super bună, foarte bună este. Vă dați seama, la câte calorii are, crezi că e super bună. Și gata, 120 de calorii, le-am ras din două guri. Mai băgăm acum 120 de calorii, iar două guri. Of, of, of. Și acum haideți să vedem și cum e Oreo Cake-ul ăsta, da? Milka a fost foarte bună. Ia uitați, ăsta este învelit în ciocolată. Mamă, e învelit în ciocolată ăsta. Da. Și ăsta e bun. De mai bună Milka. Mi se pare mai bună Milka. Da, și ăsta e foarte bun. Ăsta a avut mai puține calorii. A avut 107 de calorii. Toată bucata asta, 24 de grame. Iar asta are două bucăți de câte 25 de grame, v-am zis. 118 calorii fiecare bucată. Dar personal îmi place mai mult Milka. Urșilor, astăzi este duminică și am terminat de filmat clipul cu cremele de ciocolată, Nutella și Milka. Ia uitați, am mâncat aici o grămadă de ciocolată, am testat cele două creme, le-am pus în comparație și vreau să vă spun că a fost un răsfăț extraordinar și am sărbătorit cele 48 de kilograme slăbite de săptămâna aceasta. Iar de mâine o luăm de la capăt. Am mâncat multe prostii și weekendul acesta, am sărbătorit, dar de luni o să o luăm de la capăt cu dieta. O să încercăm să mâncăm mai multe fructe, mai multe legume, mai multă mâncare sănătoasă, pentru că mai am 1,4 kg de slăbit și 2 săptămâni la dispoziție. Și probabil îmi va fi destul de greu cu aceste creme de ciocolată în casă, dar na, asta este. Puturoaso, hai să facem cardio! Hai, Maia, să mergem! Hai! Hai să slăbim, hai să mergem pe jos, să facem pași. Hai, fetițo, că mâncăm amândoi ca niște purcei. Hai, mă, Rosto, hai și tu. Vă-i cald, n-aveți chef. Nu aveți chef de nimic. Dar eu o să fac o grămadă de pași astăzi, chiar dacă este duminică. Pentru că am mâncat iarăși ca un purcel o grămadă de chestii bogate în calorii.
Bună dimineața, este ora 12, dar pentru mine este dimineață pentru că de-abia m-am trezit. Vreau să-mi pregătesc acum cafeluța cu o linguriță de miere de rapiță, să-mi dea energie, să-mi încep ziua așa cum trebuie, să-mi iau și suplimentele apicole, păstură și apicomplet și să începem săptămâna 28 din singura transformare live, în timp real, cu clipuri în fiecare duminică, singura transformare documentată în care vă arăt absolut tot ce fac, vă arăt toate mesele, tot ce mănânc și vă dau o grămadă de sfaturi pentru slăbit și pentru masă musculară. Haideți să fiți alături de mine și săptămâna asta, pentru că mai sunt decât două săptămâni și mai am de slăbit 1,4 kg, să ajungem la 50 de kilograme slăbite, urșilor. Pentru prima masă de astăzi mi-am pregătit aici 3 feliuțe de pâine graham cu 100 grame de muș file, cu 3 feliuțe de cașcaval din ăsta boschetar la folie. Am pus câte o feliuță de cașcaval pe fiecare felie de pâine și aici avem niște măsline din astea verzi de la Lidl. Nu prea mi-este foame, dar trebuie să mănânc pentru că s-a făcut ora 1, a trecut o oră de când m-am trezit și apoi vreau să plec la sală. Este și foarte cald afară, plus de asta am mâncat foarte multe prostii în weekend. Am mâncat vreo 4 cornuri din alea cu unt, cu o grămadă de cremă de ciocolată, cu o grămadă de dulciuri, am mai băgat și biscuiți cu cremă de ciocolată, am băgat și gogoși cu cremă de ciocolată, vreo 2-3 gogoși, am mâncat și mici, am băut bere, a fost un dezmăs total. Am foarte multe calorii în sistem, foarte mulți carbohidrați în sistem și presim că o să mă pompez foarte tare la sală. Nu am poftă absolut deloc de mâncare, dar asta este, o să mă chinui să mănânc. O să-l mănânc acum și după aia plec la sală, pentru că vreau să trag și niște cadre, să vedem cum reușesc să mă pompez, să vedem care mai este forma. Vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo. Ia uitați, urșilor, ăștia de 3 săptămâni asfaltează, mă, fraților, n-au mai terminat. Extraordinar. Așa ceva, este incredibil. Iar facem o grămadă până la sală. Nu pot să înțeleg de ce nu lucrează noaptea, fraților. De-ai dracu și de ambițioși, că nu vor ei să lucreze noaptea. Lucrează acum, la 2:30, când e cel mai mare trafic. Lucrează ziua, în amiaza mare, când e cel mai mare trafic. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. 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 Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it. Show them. Yeah. Change the station.
murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it. Killed it, it's murder. Gata, urșilor, am terminat antrenamentul pe ziua de astăzi. Am scos o pompare monstru de la carbohidrații aia simpli de aeri. Bănuiam eu că o să mă pompez foarte, foarte tare și s-au umflat mușchii super, super bine pe mine. Și dacă vă spun cât am stat la sală, nu mă credeți, am stat decât 45 de minute pentru că este foarte, foarte frig. Sunt aerele condiționate date în blană și sunt din acelea pe... cum să zic eu, în tavan, știți? E răcire din aia pe coloană, nu sunt aere condiționate normale, să poți să te ferești de ele, să te duci în altă parte și zbat fix în cap de deasupra și trebuie să vin cu, din asta, cu hanorac sau cu căciulă. Vă dați seama, în toiul verii, când sunt 35 de grade afară, eu trebuie să vin cu hanorac, cu lugă sau cu căciulă la sală pentru că este foarte frig, îmi bate aerul condiționat fix în cap, eu transpir foarte mult și foarte repede, uitați cum sunt și acum sunt fleașcă, de-abia am intrat în mașină și nu pot să mă antrenez, fraților, pentru că după aia mă îmbolnăvesc chiar, fac chiar sinuzită și iar iau antibiotic și n-am chef. În orice caz, nu este nicio problemă acum dacă nu te poți antrena optim la fiecare antrenament, important este că am tras tot ce am putut după acest antrenament și am obținut o formă super, super bună. Cel puțin mie îmi place foarte mult forma, îmi place foarte mult cum se văd mușchii, cum am reușit să mă pompez, cum se vede definirea, se vede din ce în ce mai bine, de când am slăbit și așa se vede foarte bine și încă, cum să zic eu, încă nu s-au umflat mușchii de tot pe mine, gândiți-vă că după pauză de 3 săptămâni, durează vreo 2-3 săptămâni până se reactivează frumos toți mușchii și începe iară să se umfle așa cum trebuie. Am ajuns acasă de la sală, urșilor, și mi-am pus aici niște fructe. Cred că am peste 1 kg, adică sigur am peste 1 kg de caise. Păi ce credeți, că mănânc câte un fruct, 2 pe zi, 3 fructe pe zi? Nu, frate, eu mănânc cu kilu, că așa se face, da? Foarte important să mâncați cât mai multe fructe. Pe ce suntem la grupa mică? Cu astea slăbim, fraților. Astea sunt foarte bune pentru slăbit, pentru că au foarte puține calorii, da? Orice fructe mâncați, cât de multe. Am venit de la sală, e foarte cald afară, nu am nevoie să-mi iau acum masă cu proteină, pentru că au trecut decât 3 ore, 4 ore de când am mâncat. Așa că o să mănânc foarte multe fructe și după aia mă apuc de cardio, de mers. Am făcut vreo 4-5.000 de pași, trebuie să mai fac până la 14-15.000, trebuie să mai fac vreo 10.000, asta înseamnă o oră jumate de mers. Ia uitați ce am mai mâncat în weekend, că am uitat să vă arăt. Ia uitați aici, dulceață de căpșuni. Vedeți câte dulceață am mâncat în weekend? Pe lângă ciocolată, pe lângă pizza, pe lângă tot felul de prostii. Dar oricum îmi place foarte mult forma de astăzi, foarte mult, mi-a plăcut foarte mult forma. Se datorează și acestor, cum să zic, acestor carbohidrați simpli și nu numai simpli și complex și am mâncat foarte, foarte mulți carbohidrați weekendul acesta și de aceea m-am pompat foarte, foarte tare, dar credeți-mă, cred că am luat 2 kg așa, scurt, lejer, lejer pe cântar. Mi-e și frică să mă cântăresc, credeți-mă, mi-e foarte frică să mă cântăresc, de aceea săptămâna asta o să-i dăm cu mai puțin carbohidrați, o să dăm cu foarte multe fructe, cu foarte multe legume, da, o să trebuiască să am grijă la câtă pâine mănânc. Să nu mai mănânc așa câte 7, 8, 9 felii pe zi. Bine, nu știu dacă pot, dar în orice caz trebuie să mănânc foarte multe fructe, să mănânc mult mai disciplinat și mult mai ordonat. Trebuie să mănânc mai puține calorii, pentru că altfel nu știu dacă voi slăbi până duminică, până sâmbătă asta, pentru că v-am zis, cred că am luat 2-3 kg, mi-e și frică să mă pun pe cântar, efectiv, la câte prostii am mâncat weekendul acesta, mi-e și frică să mă pun pe cântar. Așa că îi dăm cu fructe, da?
Foarte bune fructele pentru slăbit, plus de asta au foarte multe vitamine. O să mănânc acum fructele acestea, un kilogram, un kilogram jumate cât am eu aici, că nu le cântăresc, niciodată nu cântăresc mâncarea, și apoi ne băgăm să mai facem 10.000 de pași, adică o oră jumate de mers. Gata, urșilor, ne-am băgat la cardio, facem pași, pentru că pașii sunt cea mai simplă formă de cardio, da? Trebuie să mergeți cât mai mult, trebuie să fiți cât mai activi, să faceți până la urmă ce vă place vouă, dar mie îmi place să merg, pentru că mi se pare cel mai ușor și mi se pare fantastic cât am putut să slăbesc cu acest mers. Este ceva extraordinar. Dar sportul trebuie să fie zilnic. Dacă nu te poți duce la sală zilnic, măcar să faci pașii zilnic. Aia sunt regula numărul 1, pașii, pentru că de acolo arzi cele mai multe calorii, de la pași, nu de la sală, da? Asta e clar. Pașii sunt mult mai buni pentru slăbit, sale bună pentru altceva, pentru masă musculară, și în timp, peste câțiva ani, când pui ceva kilograme de mușchi, o să se cunoască, o să-ți mărești metabolismul, masa musculară o să te ajute să arzi mai multe calorii în timp. Dar în timp, vă repet, așa într-o oră de antrenament cu greutăți, arzi 200 de calorii. Într-o oră de mers, arzi 400. Și crede-mă, să mergi, poți să mergi 3 ore pe zi dacă vrei. Dar să faci 3 ore antrenament cu greutăți intens, n-ai cum. Te rupe, adică decât dacă ești pe steroizi, că altfel n-ai cum. Haideți că vă las, vreau să termin pașii. Mai am de făcut câteva mii. Și vreau să mă uit la ceva pe YouTube. Mai mă și bronzez. Împușcăm 3 epuri într-o lovitură. Ceea ce este super. S-a făcut ora 6 și pentru a doua masă a zilei avem aici o ciorbiță de săptămâna trecută. Ia uitați, cu perișoare. Dacă ați văzut clipul de săptămâna trecută, cum am slăbit 48 de kilograme, cu săptămâna 27, sigur ați văzut și această ciorbiță, este foarte, foarte bună. Ia uitați câte perișoare avem aici, câtă proteină și câte legume, morcov, ceapă, o grămadă de legume, da? Foarte, foarte bună. Mă bag să mănânc, vă urez poftă bună, o să mănânc fără pâine. Și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 8:30 și este timpul pentru a treia masă cu proteină pe ziua de astăzi. Avem aici o friptură pe grătar de porc. Carne de porc. Ia uitați, avem două bucăți pe care o să o mâncăm cu niște castravete din astea de la Saramură. Avem doi castraveți, dacă nu mi ajunge ăsta o să-l tai și pe celălalt. O să mănânc așa simplu, fără pâine, fără garnitură, nu avem nicio garnitură. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Probabil că o să am și a patra masă mai pe la noapte, să vedem ce mai mâncăm. S-a făcut ora 2, urșilor, avem aici ultima masă pe ziua de astăzi. Avem o budincă proteică cu 40 de grame de proteină de la Dr. Oetker. Am luat-o de la Carrefour, am dat 11 lei pe ea. Are 400 de grame și 330 de calorii. Arată foarte bine, este foarte gustoasă, este și puțin dulce, nu prea are zahăr, are foarte puține calorii, dar are în schimb foarte multă proteină, exact ce am eu nevoie acum înainte de somn, înainte să mă bag în pat. Astăzi mi se pare că am mâncat foarte puțin, nu mi-a fost greu să mănânc atât de puțin pentru că sunt foarte plin de calorii, am foarte multe calorii în sistem de weekendul acesta, de ieri și de alalteri, dar să vedem cum o să fie de mâine, cum o să fie zilele următoare, pentru că va trebui să mănânc destul de puțin săptămâna asta dacă vreau să mai slăbesc. Am mâncat foarte multe calorii, am mâncat mii de calorii weekendul acesta, pentru că am mâncat foarte multe prostii, foarte multă ciocolată, foarte multe produse de panificație și am luat foarte, foarte multe calorii. De aceea săptămâna asta va fi foarte grea. Sincer vă zic, nu știu dacă voi reuși să mai slăbesc și săptămâna asta. Eu o să încerc să mănânc cât de puțin pot zilele acestea, toată săptămâna, adică, și vom vedea ce rezultat voi scoate. Așadar, vă urez noapte bună, eu mă bag să savurez budinca asta. Poftă mare și ne vedem mâine, să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, urșii mei, sau bună ziua, pentru că este ora 1. Astăzi m-am trezit la ora 1, fraților, și haideți să începem ziua cu o cafeluță îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță, să ne luăm și suplimentele apicole, să fim puternici ca niște urși și vă sfătuiesc și pe voi să mâncați câte o linguriță de miere, câte o linguriță de păstură sau de polen, câte o linguriță de apic complet, orice, da, o linguriță de fagure, niște propolis, câteva picături de propolis. Sunt foarte, foarte bune produsele astea apicole și trebuie să consumați neapărat dacă vreți să fiți sănătoși și puternici exact ca mine, exact ca niște urși, pentru că altfel nu se poate, fraților, da? Asta este puterea ursului. Produsele apicole sunt puterea ursului. Nu trebuie să cumpărați produsele apicole de la mine. Dacă aveți o sursă de încredere, de produse apicole naturale, cumpărați, fraților, de acolo. Nu este nicio problemă, nu se supără absolut nimeni. Cumpărați și consumați și veți deveni și voi urși. Dar dacă nu aveți o sursă de încredere de produse apicole, atunci puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro
Și mă ajutați și pe mine financiar, vă ajutați și voi corpurile și veți deveni mai puternici și mai sănătoși și veți împușca doi iepuri într-o lovitură. Dacă e marți, e marți bucket la KFC, urșilor. Ia uite și m-am luat aici. Mi-am luat o găletușă din asta, de la KFC, cu 20 de aripioare. Mi-am pus aici o porție, o să mănânc decât astea 5 aripioare. Mi-am pus niște ketchup din ăsta picant, de la Tommy, niște sos de usturoi de la KFC și probabil că o să mai mănânc cu două felițe de pâine. Asta este prima masă pe ziua de astăzi. Pentru că n-am avut timp să mănânc, m-a sunat maica mea și mi-a zis că termină mai devreme serviciu astăzi, așa că m-am grăbit repede, m-am dus la Vâlcea, am făcut un antrenament scurt de spate de vreo 40 de minute, după care am luat-o, am mers la cumpărături și mi-am amintit de oferta asta de la KFC, că este marți și mi-a fost poftă și de aceea am luat o găletușă să mâncăm cu toată familia. O să mănânc masa asta acum, după care o să mă bag să fac cardio, încerc să fac o oră de cardio acum și după aia vreau să mănânc niște pepene, pentru că am luat și pepene, să facem o pauză de hidratare, de fructe, după care vreau să mai bag o oră de cardio, după care vreau să mai mănânc ceva și tot așa. O să vedeți absolut tot ce fac astăzi. Vă urez poftă bună și vă las pentru că vreau să mă bucur de aceste aripioare acum. Mamă, cât de bune sunt, chiar n-am mâncat de foarte mult timp. Am mâncat aici una, mi-am pus și două filuțe de pâine, vedeți? Și vreau să vă mai spun că am uitat, este ora 4 acum. Astăzi nu am mâncat cum trebuia, pentru că v-am zis și în clipurile trecute, trebuie să mănânci prima masă în prima oră când te trezești, să ai o servire cu proteină, pentru a avea loc sintetizarea proteică cât mai bine. Și de aceea mă grăbesc acum să mănânc, pentru că a trecut destul de mult timp de când m-am trezit, au trecut vreo 3 ore și trebuie să introduc cât mai repede câteva proteine în sistem, pentru că mușchii mei au nevoie de proteină, da? Asta e, nu pot să mănânc în fiecare zi la fel, nu pot să mănânc în fiecare zi super corect. Ce fac cățelușii? Ce fac barosanii? Barosanco, hai să facem pași. Hai, Barosanco, hai, Maia. Hai, Măuțune, hai. Rosto, ia uite-l, s-a făcut bine, Rosto meu. Rostogolus, ia uite-l, e vioi, a ridicat codița, ia uite, azi nu mai e niciun flat la funduleț, dar nu vrea să ne arate fundulețul. Vă dați seama, a trecut o săptămână și un pic de la operație și dacă nu s-a mai umflat înseamnă că e bine, ia uitați-l ce bine arată, bine mă, Rosto. Bine, doctorul ăsta i-a mărit și orificiu acolo, să poate să facă, să nu se mai constipe. Hai, tu vii cu mine, da? Hai să facem mișcare, hai să facem pași, să slăbim. Așa, vezi, întinde-te. Ia uitați, spălăm purcelușul înainte să-l tăiem. Spălăm purcelul înainte de tăiere. Câte chile are, mă, frate? 17, doamne. 13.275 și a costat 29.47. Deci 13.200, aproape 13.300. Imens! Cred că e cel mai mare de anul ăsta. Uitați-vă cât e, abia intră în chiuvetă. Ia să-l vedem. Să-l vedem la tăiere. A venit Crăciunul. Mamă. Mai durează mult? Hai că trec secundele. Și nu mai este story-ul. Fac naiba, 3 story-uri. Oh, cum arată! Mamă, cât de bine arată! Băi, stai mă puțin! Să-l filmez aici. Vai de capul meu, ce bine arată. Superb, superb, superb. Ia uitați. Abia aștept să mănânc. E dulce, nu? Păi nu știu eu să aleg pepenii. Nu știu eu să-i aleg. My time. Să fie plin castronul ăsta. Să avem 2 kg aici de pepene, să mă îngraș. S-a făcut ora 6 jumate, urșii mei, și am făcut deja 10.000 de pași. Am mers o oră jumate până acum. Facem o pauză acum să ne hidratăm și să ne vitaminizăm cu niște pepene, 2 kg de pepene și apoi mai băgăm niște pași și după aia urmează a doua masă pe ziua de astăzi, pentru că astăzi sunt în urmă cu mesele, cu proteina. Doamne, mănânc de un sfert de oră din ligheanul ăsta și nu se mai termină. Uitați că ăsta ligheanul am aici, fraților. De un sfert de oră tot ronțăi la pepenele ăsta și nu se mai termină. Deja m-am umplut. Și nu uitați că un kilogram de pepene are decât 300 de calorii. E fantastic de bun pentru slăbit. Foarte, foarte bun. Este unul dintre cele mai bune fructe. Pepenele galben, la fel, și căpșunile. Ia uitați ce am eu aici, urșii mei. Avem Nutella și Milka, cremele de ciocolată. Ia uitați, am făcut un clip, o să-l vedeți mâine pe YouTube. Am comparat aceste două creme de ciocolată și o să vă spun în acel clip care este cea mai bună,
cât costă fiecare, ce gramaj au, câte calorii are fiecare, o să aflați toate detaliile, da? Pentru că Milka a mâncat și eu în premieră și am vrut să văd cum e și am vrut să o compar cu cea mai bună, nu? Cu Nutella. Dacă vreți să vedeți care este cea mai bună cremă de ciocolată, nu uitați să vă uitați mâine pe YouTube, să vă aflați foarte multe detalii despre aceste două creme de ciocolată. Și acum o să le bag la loc, pentru că îmi fac poftă și mai avem de slăbit vreo 2 kg și sper să le slăbim în astea două zile. Haideți să mergem sus să facem un duș, pentru că eu am terminat de făcut 14.000 de pași astăzi, am mers 2 ore și vreau să fac un duș și apoi coborâm să mâncăm. Ia uitați, am reușit să termin și pepenele ăsta, am terminat olighianul de pepene și vreau să vă spun că a fost extraordinar și mi-a dat foarte multă energie. Am reușit să fac 14.500 de pași până acum, am transpirat foarte tare, am fost foarte bine hidratat, acum mă bag la baie și apoi coborând să mâncăm. S-a făcut ora 9, iar pentru a doua masă cu proteină pe ziua de astăzi avem o ciorbă de perișoare. Ia să vă arăt aici perișoarele, ia uitați câte perișoare mi-am pus. Trebuie să ne luăm proteina, fraților. Vă dați seama, s-a făcut ora 9 seara și asta e de-abia a doua masă cu proteină. Și la prima masă am avut 5 aripioare din alea de la KFC, boschetare, pline de ulei. Am mâncat foarte anapodă astăzi. Ia uitați câte mi-am pus. Dar ciorba asta este super sănătoasă și are foarte multă proteină. Și o să mănânc cu două feluțe de pâine din asta, cu graham, de la Carrefour. Vă urez poftă bună! S-a făcut ora 12 noaptea, iar pentru a treia masă pe ziua de astăzi cu proteină și a patra masă în total, avem niște spanac, o mâncărică din asta de spanac, avem multă carne de porc, avem ou foarte mult, da? Este o mâncărică foarte bună. Cărnița este destul de slabă, nu este carne din aceea grea, ia uitați. Este extraordinară. O să mănânc fără pâine masa asta. Este o oră destul de târzie, dar să știți că această mâncare are foarte puține calorii și este extraordinar de bună și de sănătoasă. Am început foarte prost ziua de astăzi. Am mâncat foarte târziu, am mâncat prostii, KFC, da? Dar măcar o terminăm cum trebuie ziua. O terminăm foarte bine. La masa cealaltă m-am făcut ciorbiță, am mâncat și foarte mult pepene după aia. Startul a fost foarte greu și foarte prost, dar sfârșitul acestei zile este foarte bun. Vă urez poftă bună și cred că ne vedem mâine, că nu o să mai mănânc nimic. V-am zis, este deja ora 12, iar aici am un bol destul de mare, este plin. De aceea mănânc și fără pâine, pentru că am foarte multă mâncare aici și nu cred că îmi trebuie pâine. Mamă, ce m-a umplut spanacul ăla, fraților! Vreau să vă spun că ce vă arăt eu aici pe canal este ceva senzațional. Nimeni nu vă arată așa ceva. Este o dietă pentru oamenii obișnuiți, este o dietă pentru toți oamenii, este o dietă flexibilă, este o dietă pentru omul de rând, cu mâncare gătită, mai mâncăm și dulciuri, mâncăm absolut de toate, da? Și dacă sunteți atenți la ce mănânc eu și dacă vă uitați la fiecare clip și sunteți atenți la toate sfaturile pe care vi le dau, vă garantez eu că este imposibil să nu slăbiți, să nu puneți niște masă musculară, să nu vă transformați corpul. Este imposibil să nu reușiți și voi să faceți o transformare corporală. Așadar, uitați-vă la toate clipurile mele și la cele mai vechi, luați-le la rând, pentru că veți învăța foarte multe lucruri și este ceva extraordinar ce nimeni nu vă mai arată. Neața, neața, sau bună ziua pentru alții, pentru că este ora 1:30 și eu de-abia m-am trezit acum. Am trecut oficial la programul de vară urșilor, nu mai pot să dorm noaptea, este prea cald, nu știu ce se întâmplă. Adorm mereu înspre dimineață și mă trezesc foarte târziu. Haideți să facem cafeluța asta și după aia să plecăm la sală, pentru că astăzi avem de tras la picioare, da? Avem zi de picioare, este miercuri. Trebuie să-mi consum produsele apicole ca să fiu puternic ca un urs. Avem aici păstura, apic complet, miere, da? Astăzi vreau neapărat să mănânc ceva înainte să plec. Așa că haideți să facem cafeluța și apoi să coborâm repede să ne pregătim ceva de mâncare până se răcește cafeluța. Haideți să luăm prima masă a zilei urșilor, s-a făcut ora 2, m-am dus jos, mi-am pregătit micul dejun. Ia uite ce avem aici. Mi-am făcut o omletă din 2 ouă, un cărnăcior, 3 ciuperci, ciupercile nu prea se mai văd pe aici. Mi-am pus o bucățică mică, foarte mică de brânză de oaie. Brânză de oaie! Și aici lângă mi-am tăiat 3 roșii de la mine din grădină și un castravete. O să mănânc fără pâine, pentru că m-am cântărit. Încă mai am 1,5 kg în plus față de săptămâna trecută de la cântar și va trebui să mănânc foarte slab caloric săptămâna aceasta. Să am un volum mare, adică să mănânc multe legume, multe fructe, da? Pentru că așa se întâmplă că mănânci ca prostul, cum am mâncat eu foarte mult în weekend. Am avut 2 zile de încărcare, prea mult, am mâncat mult prea mult. Mai ales după ce slăbești foarte mult, când începi să mănânci mult, te îngrași, pui foarte repede pe tine.
Iar săptămâna asta voi încerca să mănânc cât mai slab, să mănânc cât mai puțină pâine, să pun cât mai mult, mai puține mâncăruri astea cu grăsime, da, bogate în calorii, cum ar fi brânză. De obicei aș fi mâncat mai multă brânză. Aici am decât un cârnat și am apelat la o șmecherie, l-am tăiat feliuțe foarte, foarte mici ca să pară cât mai mult, să-mi păcălesc creierul. Vă arăt că se poate și imposibilul, da? Vă dați seama dacă acum, miercuri, am 1,5 kg în plus față de săptămâna trecută. Vă dați seama cât aveam luni, cât aveam acum 2 zile. Deci nici nu vreau să mă gândesc, de aia nici nu m-am cântărit pentru că știam că o să iau razna. Cred că aveam 3 kg în plus, pentru că ieri și alaltări am mâncat foarte puțin. Deci, cu siguranță, luni, dacă mă puneam pe cântar, după citurile de sâmbătă și duminică, aveam cu 3 kg în plus. Gata, vă las, vreau să mănânc masa asta și apoi să fugim la sală, să tragem la picioare. Ia uitați-l pe Rosto, urșilor. Am venit de la sală, l-am adus și pe Rosto, am fost, i-am scos ațele, se prezintă foarte bine fundulețul. Ia uitați, nu s-a mai încărcat deloc acolo, poate să iasă afară. L-am salvat, urșilor. I-am prelungit viața cu câțiva ani, pentru că el are vreo 8-9 ani și mai are de trăit câțiva ani. Ne părea rău să-l lăsăm așa să se chinuie, să moară și mă bucur foarte mult că se simte bine, că e voios, că mănâncă, că i-a trecut, că poate să iasă afară. Super fericit sunt. Ia uitați-l, uitați-l pe frumosul ăsta. Haideți că m-am băgat la pași, ia uitați aici ce face șeful bucătar. A cules roșiile din solar și face bulioane, le pregătește să le conserve. Vreau să mă bag, acum v-am zis, să fac pași foarte mulți, trebuie să fac vreo 2 ore de mers, pentru că activitatea fizică extra pe care o desfășurați în afară de sală este foarte importantă, da? Adică cardio este foarte important. Nu trebuie să faceți cardio la intensitate foarte mare, v-am mai spus. Mersul ăsta pe jos este extraordinar. Ați văzut că toți culturiștii, fraților, merg pe jos, da? Niciunul nu face, cum să zic eu, cardio la intensitate mare. Niciun culturist nu o să facă HIIT cardio, niciun culturist nu o să facă sprinturi, nu o să alerge ca nebunul. De ce? Pentru că pierd masă musculară și nu se pot recupera. De aceea, mersul pe jos este extraordinar pentru a-ți păstra și masa musculară, pentru a arde multe calorii, adică pentru a slăbi și pentru a păstra cât mai mulți mușchi, înțelegeți? Este super, super bun și vă sfătuiesc pe toți să mergeți pe jos, pentru că este simplu, nu ai nevoie de absolut nimic. De obicei făceam la sală câte o oră de mers pe plan înclinat, pentru că este mai greu. Pe plan înclinat de 10 grade, adică dacă mergeți la deal, da, ardeți mai multe calorii, ardeți de 2 ori mai multe calorii decât dacă ați merge așa pe plan drept, cum merg eu acum. Însă, pentru că este foarte frig în sală și n-am chef să mă trag iară curentul la cap, să fac iară sinuzită, să mă umflu pe aici, să acumulez puroi și să mă doară capul ca naibii și să ajung iară pe antibiotice, prefer să fac sportul acum, să fac cardio în aer liber, da? Și pentru asta trebuie să merg dublu, trebuie să merg 2 ore. În loc să merg o oră pe bandă, pe plan înclinat, trebuie să merg 2 ore. Dar prefer mult mai mult să merg prin natură, să merg în căldură, să-mi bată soarele pe mine, decât să stau în frigul ăla și sări să mă îmbolnăvesc. Plus de asta mă și bronzez și este fantastic. Și pot să mă uit pe YouTube, bineînțeles. La sală e mai greu să te uiți pe YouTube, pentru că nu am căști. În fine, dacă voi mai reuși să slăbesc și săptămâna asta rămâne de văzut, eu mă duc la antrenamente, fac antrenamentele, îmi fac pașii, încerc să mănânc cât mai natural, să nu mai mănânc dulciuri, pentru că am mâncat foarte multe dulciuri weekendul acesta, încerc să mănânc multe fructe, multe legume, exact cum vă spun în fiecare clip, și la sfârșitul săptămânii vom vedea împreună dacă reușesc să slăbesc sau nu. Am făcut 7.000 de pași, urșilor, adică am mers o oră pe jos. Acum ne băgăm puțin în casă pentru că nu mai am baterie la telefon, nici măcar să-mi pornească blitzul. Și vreau să vă arăt ce mănânc eu acum. Avem aici 1 kg de pepene, o caserolă din asta. O să-mi bag telefonul la încărcat, o să mă odihnesc și o să savurez acest pepene. Și apoi vreau să mai facem o oră de mers. S-a făcut ora 9, urșilor, ia uitați, am coborât să-mi încălzesc aici o ciorbiță de perișoare, cum am mâncat și ieri. Parcă tot așa, pe la ora 9 am mâncat și ieri, pentru că, nu știu, mi-am schimbat așa programul de somn și de trezire, bineînțeles. Dar nu este important lucrul acesta, nu este important ora la care mâncăm. Aici avem ciorbiță pentru Maia și aici, ia uitați ce a făcut șeful meu bucătar. Uitați-vă, mă, și voi, fraților, a făcut paste și eu nu pot să mănânc așa ceva. Da, pentru că am mâncat ca un dobitoc în weekend o grămadă de pâine și de dulciuri. De fapt, pâine. Am mâncat croasante, am mâncat gogoși, da? Și săptămâna asta va fi foarte grea pentru mine, pentru că trebuie să renunț la mâncărurile astea bogate în calorii și să mâncăm ceva mai slab. Până se încălzește ciorba asta, nu am cum să mă abțin, urșilor. Trebuie să vă arăt și vouă, da? Mi-am pus și niște ketchup, pentru că le-am gustat și parcă nu sunt așa gustoase. Ia să vedem. Da.
Mai bune cu ketchup. Am făcut mai un sos și parcă sosul ăsta nu e ce trebuie, așa. E prea puțin și nu e puternic, așa. Nu prea are gust. Ia să vedem. E cu o pură. Am dat și pe jos, mă moară maică mea. Mamă, mamă. Da, sunt prea pofticios. Am zis eu că nu mănânc, că domne, că mă țin, că nu știu ce. Dar deja s-a făcut târziu, mi-este foame. Până se încălzește ciorba asta, nu mă pot abține. Îmi bag aici botul să iau și eu de 3-4 ori. Da, până la urmă merg. Până la urmă sunt bune. Gata, hai să punem capacul. Ia uite, să-mi dai și pe jos. Să punem capacul că aproape s-a încălzit ciorba și să vă arăt porția pe care mi-o fac. Ce mă, băiețelul meu, mă, că ai mâncat? Îți dăm să mănânci acum de 2 ori pe zi, să nu te mai umfli. O dată dimineața și o dată seara. Și acum l-am băgat înăuntru pentru că s-a dus maica mea să-i pună ciorbița aia lui Maia, încât acum se bagă peste Maia și se iau la se ciondănesc pe mâncare. Și l-am băgat aici până mănâncă fetița. Ok, fiți atenți ce avem aici la masa numărul 2 cu proteină. De fapt este masa numărul 3 pentru că am mai mâncat și un kil de pepene, da? Avem un castron plin de ciorbă. Haideți să vă arăt ce are prin ea. Are destul de multe perișoare și foarte multe legume, vedeți? Ia uitați câte perișoare avem aici și câte legume. Dacă vreți să slăbiți, așa ceva trebuie să mâncați. O să mănânc fără pâine seara asta. De fapt, cred că toată săptămâna o să încerc să mănânc fără pâine, pentru că avem foarte mult de recuperat, v-am mai spus eu. Și aici avem fructe. Avem caise, ia să vedem câte avem. 2, 4, 6, 7 caise. Vedeți, avem multe caise. De ce? Pentru că astea au foarte puține calorii. Au până în 50 de calorii pe 100 de grame. Și ne ajută foarte mult digestia, pe când ciocolata pe care am mâncat-o eu în weekend, pâinea și alte chestii din astea făinoase, nu ne facilitează absolut deloc digestia, înțelegeți? Ne constipă. Iar eu vreau să am o digestie foarte rapidă, să scot cât mai mult din mine, pentru că sâmbătă am cântarul oficial și nu știu cum o să slăbesc eu. Dar ideea este că nu trebuie să vă înfometați, da? Ideea este că trebuie să faceți alegerile corecte, trebuie să mâncați, nu trebuie să stați nemâncați ca fraierii, pentru că foarte mulți antrenori de fitness asta fac, vă înfometează. Înfometarea, înțelegeți că nu este o dietă. Înfometarea egal Auschwitz. Înfometarea e înfometare, fraților, nu e dietă. Da, vedeți, eu mănânc, adică nu mă înfometez. Într-adevăr, încerc să am grijă la chestiile făinoase, pentru că mi-am făcut de cap, dar mănânc. Ia uitați aici câte legume. Avem cărniță pentru proteină, pentru masa musculară, da? Avem fructe. Deci avem cantități mari de mâncare, nu ne jucăm. Mâncare slabă în calorii și foarte voluminoasă, da? Vă urez poftă bună, mă bag să mănânc că se răcește ciorba asta și apoi ne revedem la următoarea masă pe care o să o am pe la 12:01 noaptea. Pentru că v-am zis, mi-am schimbat programul de somn și de la căldura asta și adorm foarte târziu, adorm pe la 5, chiar 6 dimineața. Ăsta micu tot caută mâncare, mă, fraților, și mi-a zis maica mea că astăzi când a făcut bulionul, când au opărit roșiile alea, i-au căzut niște din alea pe jos, niște cotoare de la roșie. Și am mâncat cotoarele de la roșie opărită, fraților, vă dați seama? Cățel să mănânce cotoare de roșii, așa ceva n-am mai văzut. Este foarte flămând, deși i-am dat să mănânce, vedeți, acum nu-i se mai văd coastele, s-a umflat burtica, adică e ok, dar el ar mânca într-una, vă dați seama, fiind pe un deficit caloric foarte mare, exact ca și mine. Zilele astea a fost pe deficit foarte mare și acum ar mânca într-una, ar mânca într-una. Haideți să-mi termin porția pentru că este foarte bună ciorba asta și apoi o să-mi iau astea sus, să mergem la mine la laptop și o să-mi savurez desertul. Și dacă stau bine să mă gândesc, aici cred că avem 1 kg de fructe. Avem foarte multe fructe, vedeți? Și cu acest kilogram de caise o să se facă 2 kg de fructe mâncate astăzi. 2 kg de fructe, fraților. Ăstea au 500 calorii și peperele 300. 800 calorii din 2 kg. Și dacă mănânci ciocolată sau chipsuri sau alte prostii de genul ăsta sau napolitane sau biscuiți, 800 calorii lei din 150 de grame. Și am mâncat 2 kg. Ia uitați, am terminat toate caisele, fraților. Mi-a luat ceva până a ronțăit toate astea. Acum pot să zic că sunt full, sunt satisfăcut, nu am poftă de dulce, nu am poftă de nimic. Mă simt foarte bine, mă simt foarte full și am vrut să vă arăt că am terminat de mâncat toate fructele acestea pentru că unii dintre voi chiar nu credeți că se poate slăbi mâncând atât de multe fructe. Vi se pare așa ceva? Wow! Cum să mănânci frate atâtea fructe, mai ales seara la 9 jumate, ai nebunit la cap?
pentru că după ora 6 nu se mai mănâncă nimic. Și fructele îngrașă, nu știai că au multă fructoză, au mult zahăr. Cum să mănânci așa multe fructe că îngrașă? Credeți-mă, dacă aveți gândirea asta, înseamnă că nu știți despre ce e vorba. Nu vă pricepeți la nutriție, nu vă pricepeți deloc la nutriție. Și dacă un nutriționist sau un antrenor de fitness vă spune aberația asta cu fructele, să mănânci un fruct două pe zi și tu îi zici că, domne, vreau să mănânc mai mult, că l-am văzut eu pe grasul ăla de pe YouTube, pe grasul ăla care are stup și are miere și acum s-a făcut urs și am văzut eu că mănâncă foarte multe fructe. Și dacă vă spune să nu mâncați multe fructe, credeți-mă că nu este un antrenor bun sau un nutriționist bun. Deci mâncați foarte multe fructe, mâncați foarte multe legume, mâncați proteine la fiecare masă, aveți 3, 4, 5 mese în fiecare zi cu proteină. Dacă vreți masă musculară, bineînțeles, și dacă vreți masă musculară, bineînțeles, și duceți-vă și la sală în fiecare zi câte o oră pentru masă musculară și aveți răbdare, 2, 3, 4, 5, 6 ani, da, că mușchii nu se pun așa repede. Eu trag de peste 2 ani jumătate de fiare de când am început acest vlog și credeți-mă că mai am câțiva ani în urmă de fiare. De la 14 ani m-am apucat să trag de fiare, dar n-am fost consistent niciodată, n-am avut câțiva ani așa legați. Tot timpul mă duceam 3, 4, 5, 6, 10 luni și acum vreau să mă țin de sală minim 5 ani să vedem care este potențialul meu de masă musculară, pentru că îmi place foarte mult ce văd. După 2 ani jumate, în sfârșit, văd și eu niște rezultate, îmi place și vreau să văd unde pot să ajung cu masa musculară. Și bineînțeles, face și cardio, da, în fiecare zi. Eu astăzi am făcut iarăși foarte mulți pași, peste 2 ore de mers. Bine, nu trebuie să faceți acum chiar 2 ore de mers dacă sunteți la început, dacă sunteți foarte grași așa și sau obez, cum am fost și eu la început, nu aveți cum să faceți 2 ore, că vă doare spatele, vă dor călcâiele, vă dor gleznele, vă dor picioarele, dar încercați să faceți măcar o oră, da, să mergeți o oră. Dacă nu puteți o oră legat, la fel, faceți pauză. Faceți 2 ședințe, 30 de minute, după care mai faceți o pauză de o oră, două, mai mergeți 30 de minute. Sau ședințe mai mici, de 20 de minute, faceți 3 ședințe de câte 20 de minute, da? Nu mai faceți ceva, mișcați-vă, mișcați-vă corpul. Trebuie să aveți neapărat activitate, pentru că altfel nu veți putea slăbi. Dacă stați toată ziua pe scaun și în fotoliu și pe canapea și în pat, nu veți slăbi, fraților, doar din alimentație. Foarte greu să slăbești doar din alimentație. Plus de asta, sportul e sănătate. E foarte sănătos și îți permite să mănânci și mai mult. Și nu trebuie să te înfometezi. Așa, dacă stai toată ziua nemișcat, stai toată ziua la calculator, la un moment dat nu vei mai putea să slăbești și va trebui să te înfometezi și nu ai rezolva nimic. Pentru că după ce te înfometezi, după aia când începi să mănânci, o să pui toate kilogramele la loc pe tine. Credeți-mă, este foarte simplu. Bine, teoria este foarte simplă. Acum, practica e mai grea. Trebuie să aveți și voi puțină voință, trebuie să fiți consecvenți în fiecare zi, trebuie să vă găsiți motivarea în fiecare zi. N-am ce să vă fac. Uitați-vă la clipurile mele, motivați-vă, adunați-vă forțele în fiecare zi și faceți ceva. Faceți ceva să scăpați de obezitate, să nu mai fiți obezi. Pentru că și eu am fost acolo și știu cât de greu e și este foarte, foarte nasol. Puteți muri de obezitate și credeți-mă, nu cred că ați vrea să muriți la 30 de ani. Așadar, nu mai complicați lucrurile, pentru că teoria este foarte simplă. Dar pe cât este de simplă teoria, pe atât este de greu de făcut. Pentru că trebuie să faceți lucrul ăsta zilnic, nu o dată pe lună, nu o dată pe săptămână, da? Bine, acum dacă aveți 2 zile, 3 zile pe lună în care nu puteți să mergeți, nu puteți să faceți cardio, nu vă puteți duce la sală, nu este nicio problemă, fraților, se înțelege lucrul ăsta. Dar din 7 zile ale săptămânii, tu 5 zile trebuie neapărat să faci mișcare. O oră de antrenament cu greutăți și o oră de cardio. Sau dacă nu te interesează masa musculară, faci 2 ore de cardio, da? 2 ore de mers. Și ajungi la 14-15.000 de pași, crede-mă că o să slăbești. Și dacă mănânci și lucruri de genul ăsta, fructe și legume foarte multe, poți să slăbești foarte repede și foarte mult. Și vei fi mult mai sănătos. Iar mișcarea asta te ajută să scapi și de anxietate și de depresie și de foarte multe lucruri. S-a făcut ora 12:30, urșilor, și am aici o budincă proteică cu 40 de grame de proteină de la Dr. Oetker. V-am mai arătat eu în clipurile mele. Ia uitați ce mișto arată, este foarte bună și are decât 330 de calorii pe 400 de grame, vă dați seama? Ia uitați, pe 100 de grame are 83 de calorii. Super tare, grăsimi 1,6 grame. Glucide, zahăr, adică 6 grame, da? Din care zaharul 4,7. Proteine, 10 grame, pentru că este pe 100 de grame și având 400 de grame, are 40 de grame de proteină. Deci ce poți să-ți dorești mai mult? Este foarte bună, îmi satisface și nevoia de dulce, la fel și mierea mă ajută foarte mult zilnic, pentru că și mierea fiind dulce îmi satisface nevoia de dulce, fructele la fel îți satisfac nevoia de dulce și sunt mult mai sănătoase decât ciocolata, da? Vă urez poftă bună și somn ușor, ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Pentru a ne începe ziua foarte bine, vom consuma produsele mele apicole, avem păstură și apicomplet, voi consuma câte o linguriță din fiecare,
Dar mai întâi haide să ne pregătim cafeluța cu o linguriță de miere de rapiță din aceasta premium, da? Toate produsele de la Miere TV sunt premium, sunt extraordinare pentru sănătate și e musai dacă vreți să fiți sănătoși și puternici ca niște urși, să vă începeți fiecare zi, sau mă rog, să consumați în fiecare zi produse apicole, pentru că sunt foarte, foarte bune și foarte sănătoase. Sunt extraordinare pentru corpul uman. Ați văzut și voi cât de mult am slăbit, cât de sănătos sunt și cât de bine arăt acum. Este ceva extraordinar și mulți habar nu au cât de bune și sănătoase sunt aceste produse apicole. Este ora 12:30, trebuie să-mi beau repede cafeluța, să-mi iau suplimentele apicole și apoi să plecăm la Vâlcea, pentru că mă duc la dentist, am programare la dentist la ora 1:30, mă duc să-mi fac un detartraj și o albire la dinți și trebuie să mă întâlnesc și cu o doamnă pentru că am primit o comandă la cineva din Vâlcea și mă duc să mă întâlnesc cu dânsa să-i livrez 2 borcane de miere. Plecăm la Vâlcea urșilor pentru că avem aici o comandă de dus la cineva în oraș. Mă voi duce să duc personal comanda la clientul meu acasă. Ia uitați, avem miere de cimbrișor de munte, foarte, foarte bună. Este o miere foarte bună, premium. Și încă un borcan de miere de rapiță, tot așa premium. Dacă vreți să comandați și voi și nu sunteți din oraș, puteți face o comandă pe site-ul nostru www.mieretv.ro și comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în 48 de ore lucrătoare prin fan curier. Vă mulțumim tuturor și vă dorim o zi foarte frumoasă. Am plecat să ducem comanda urșilor și vreau să vă spun că m-am cântărit înainte să plec de acasă pe stomacul gol pentru că n-am apucat să mănânc iarăși. Am 98,5 kg, deci este foarte bine, scad într-un ritm foarte, foarte rapid. Acum vom merge la dentist să facem un detartraj și o albire, da? Pentru că s-au înnegrit dinții de la foarte multe cafele, de la Pepsi și de la țigări. Ia uitați, cam cum arăt acum. Cam cum arăt acum. Super tare. Mai sunt gingile puțin inflamate, pentru că abia am ieșit la dentist, dar este super. Hai să mergem la sală acum și să livrăm coletul, să livrăm mierea. Este ora 4 urșilor, am venit de la sală, este foarte foame și vreau să mănânc. Mi-am pus aici o felie de pâine cu pateu din ăsta de Sibiu. Mi-am pus aici două felii simple pe care o să punem 100 de grame de mușchi file de la Matache Macelaru. Haideți să vedem cum îl împărțim. Așa și pe feliile astea o să punem și niște... niște cașcaval din ăsta boschetar, da? Ia uitați, din ăsta de la Hochland, cheddar. Îmi place foarte mult ăsta. O să punem două feliuțe de cașcaval peste ăsta, peste mușchi. O să mâncăm totul cu roșie, de la din curte, foarte bună. Și sana, ia uitați aici, avem sana cu 3,6% grăsime. Iar acolo avem pepene. O să-mi taie șeful meu bucătar pepene, haideți să vi-l arăt. Și o să mâncăm după aia, după ce facem niște cardio, da? În pauza de la cardio. Pentru că după ce mănânc acum, vreau să mă apuc să fac cardio, să slăbim și săptămâna asta. Și apoi facem pauză de pepene. Vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo. Ne-am apucat de cardio, urșilor, să facem pași. A pornit aici lada frigorifică. De fapt nu e lada, e camera frigorifică. A pornit agregatul. Da, mergem să facem pași. Ne plimbăm. Ați văzut că am luat prima masă foarte repede când am venit de la sală pentru că nu am mâncat nimic înainte să plec de acasă. În mod normal nu trebuie să mâncați imediat când veniți de la sală. Dacă mâncați, cum vă zic eu și cum mănânc și eu de obicei, înainte să plecați de acasă, da, să vă luați micul dejun, nu trebuie să mănânci imediat când te întorci de la sală, să bași ceva cu proteină, să-ți faci shake cu proteic. Nu, frate, astea sunt aberații. Am stat așa și m-am gândit acum, am avut de dimineață 98,5 kg. Și am stat și m-am gândit, bă, frate, până la urmă e bine. Adică, săptămâna trecută cât am avut? 97,8 și acum 98,5. Deci am decât 700 grame în plus. Dacă trag bine săptămâna asta, dacă îmi fac pașii, dacă fac minim 15.000 de pași și mănânc puține calorii, eu sunt foarte stresat pentru că trebuie să fac cântarul și vreau să slăbesc și săptămâna asta. Ce naiba, mai am săptămâna asta și săptămâna următoare și eu trebuie să ajung la... 96,4 kg ca să se facă 50 de kg slăbite. Pentru mine e un stres, într-adevăr, și abia aștept să termin o dată cu stresul ăsta, cu cântarul, dar voi care nu aveți niciun stres de genul acesta, cine vă grăbește, fraților, să slăbiți? Voi nu aveți un termen limită, da? Vlogurile acestea nu sunt pentru sportivii de performanță. Sportivii de performanță nu se uită, fraților, la mine. Vlogul ăsta e pentru oamenii normali. Și dacă săptămâna asta n-ai slăbit decât 200 grame sau n-ai slăbit deloc, care e problema? În schimb, eu nu-mi permit să fac chestia asta pentru că trebuie să mai slăbesc. Mai am atât de puțin, mai am 1,4 kg și 2 săptămâni, da?
Și acum sunt deja la jumătatea săptămânii, adică practic mai am decât o săptămână jumate și am ajuns la 98,5, adică am crescut un pic față de săptămâna trecută când aveam 97,8. Cred că 97,8 aveam, nu? Nici nu mai știu exact. Uitați-vă voi și spuneți-mi în comentarii, că nu mai știu exact. Sunt obosit, am făcut sală, acum merg. E nasol, e greu, e de tras, dar asta este. Nu ne dăm bătuți. Dacă vrem să devenim urși, trebuie să fim tari, trebuie să fim puternici și ambițioși. Ok, haideți să facem o pauză, urșilor, pentru că am mers deja o oră, am făcut 7000 de pași și s-a făcut ora 5:30. Iar acum este timpul pentru pepene. Ia uitați, șeful meu bucătar mi l-a tăiat frumos, mi l-a pus în caserole. Asta este o caserolă foarte mare, să știți, este o caserolă mai mare decât celelalte caserole pe care le vedea arătam eu în celelalte clipuri. Nu știu dacă vă dați seama, dar e imensă caserola asta, da? E mult mai mare. Are, eu știu, cred că 1,5 kg, chiar 2 kg sunt aici. Dar pepenele are foarte puține calorii și am transpirat foarte mult și acum vreau să mă hidratez și să mă vitaminizez. Pentru că mie nu mi-este frică să mănânc fructe, nu mănânc fructe cu porția, mănânc până mă satur. Urșilor, mi se pare mie sau vara este mult mai ușor să slăbești, pentru că ai fructe, pentru că este foarte cald afară, nu mai ai așa multă poftă de mâncare, nu știu. Dar mie mi se pare că slăbesc mult mai ușor vara. Și iarna mi se pare că am poftă mai mare de mâncare, nu știu, de la frigul ăla îmi vine să mănânc tot felul de chestii grase. Vara pot să mă abțin foarte ușor de la chestiile grase, să mănânc mai multe fructe. Bine, și sunt fructe vara mai multe. Iar în afară de mere nu prea ai ce să mănânci. Și vara, nu știu, merge iaurtul, merg chestiile astea așa răcoroase. Iarna când stai afară în frigul ăla, îți vine să mănânci ciorici, îți vine să mănânci carne grasă, îți vine să mănânci jumări, slănină. Să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți dacă vi se pare și vouă la fel, dacă vara slăbiți mai ușor decât iarna. Urșilor, am terminat caserola, haideți să vă arăt. Am venit să o aduc jos. Ia uitați, este goală. Opa, stați așa un pic să nu vărsăm. Ia uitați, am terminat-o, da? Și o să mai iau una. Pentru că mi-a pregătit șeful bucătar două caserole. Oricum am mai cumpărat eu astăzi doi pepeni. Tot așa unul gigantic de 13 kg și altul mai micuț, de vreo 10 kg. Ia uitați, mai avem aici o caserolă. V-am zis, asta e mai mică. E din aceea, normală, medie. Nu e cea mai mică. Avem trei măsuri la caserole. Ia uitați, da? Vedeți? Asta e mai mare din care am mâncat prima dată. Și acum o să iau și pasta sus, să o mănânc și pasta, pentru că nu m-am săturat, încă mi-este sete. M-am deshidratat prea tare astăzi, a fost foarte cald. Da, deci ideea este să nu vă fie frică să mâncați pepene, da? Sau căpșuni, sau fructe în general, până la urmă. Astea, într-adevăr, au cele mai puține calorii. Căpșunile și pepenele au 30 de calorii, dar și celelalte fructe au până în 50 de calorii. Și decât bananele au mai multe calorii, da? Bananele au în jur de 90 de calorii pe 100 de grame. Așa că mâncați fructe, fraților. Cât mai multe fructe, pentru că sunt foarte bune. Am terminat și caserola asta a doua, urșilor, ia uitați. Foarte bun pepenele, m-am hidratat, mai stăm un pic și apoi mergem la runda 2 de cardio, de mers. Mai facem încă 7-8.000 de pași. Să trecem și astăzi de 14-15.000 de pași. S-a făcut ora 9 seara și ia uitați ce masă șmecher am eu aici. Avem două bucăți de carne de porc. Carne de porc! Pe grill, așa, pe tigaie, fără ulei. Avem două ouă, așa, în tigaie, fără ulei. Aici avem niște cartofi prăjiți, cei drept. Aștia sunt mai grași pentru că sunt prăjiți, au ulei. A făcut șeful meu bucătar doi cartofiori și mi-am pus decât unul, zic eu. Am împărțit așa, jumătate cu jumătate, da? Am zis că sunt prea mulți cartofi, n-am vrut să mănânc atâția. Și aici avem o salată de roșii de la mine din curte. Haideți să o amestecăm. Am pus niște brânze de oaie. Brânze de oaie! Și cam atât. Fără ulei, fără oțet, decât roșie cu brânză, da? O amestecăm așa, își mai lasă zeamă de la roșie și o să fie o salată superbă care o să meargă cu această mâncare. Este a treia masă pe ziua de astăzi, v-am zis, este ora 9, este a doua masă cu proteină. Vreau să vă spun că este delicios și dacă mai slăbesc și săptămâna asta, chiar sunt șmecher. Și vreau să vă mai arăt aici că mi-am pus niște sos de usturoi de la KFC. Da, foarte puțin sos din ăsta. Foarte puțin, așa de gust. Nu știu cum fac, că mereu îmi stric dieta cu prăjeli, cu chestii, dar oricum am și mese sănătoase. S-a făcut ora 4 dimineața și avem aici un baton proteic. Vreau să vă spun că m-a ținut foarte bine masa aia de dinainte, de pe la ora 9, pentru că a fost o masă foarte bogată în grăsimi, deci a fost o masă foarte bogată în calorii. Și acum s-a făcut ora 4, vă dați seama, și de-abia acum mi s-a făcut puțină foame și o să mănânc un baton din ăsta proteic. De ce? Pentru că vreau să mai iau o serie de proteine înainte să adorm. Și pentru că este bun, bineînțeles, pentru că este dulce, pentru că
are puține calorii, pentru care 20 de grame de proteine și într-o oră vreau să adorm și eu. Sper să adorm într-o oră. V-am zis că mi-am schimbat programul de somn, adorm foarte târziu, spre dimineață. Așadar, masa de dinainte de somn din noaptea asta o să fie un baton proteic. Vă urez poftă bună, urșilor, somn ușor și ne vedem mâine la prânz când mă trezesc să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, este ora 2 după masa, abia m-am trezit, îmi pregătesc aici cafeluța cu miere. Am adormit la ora 6 până la urmă, azi noapte, și acum trebuie să ne trezim. Oricum am dormit foarte bine, sunt câteva ore bune, de la 6 până la 2, câte ore sunt? 8 ore, habar n-am. În fine, mă simt super bine, mă simt super odihnit, vreau să îmi beau acum cafeluța, să-mi iau suplimentele apicole și apoi să cobor jos, să mănânc ceva. Astăzi nu ne mai grăbim, este șeful bucătar acasă, vreau să mănânc ceva după ce beau cafeluța asta și apoi să mergem la sală. S-a făcut ora 2:30, am coborât aici jos să-mi fac micul dejun. Ia uitați, avem 2 ouă fierte, avem 2 filuțe de brânză din asta de oaie. Brânză de oaie. Cred că o să le pun așa peste felile astea de pâine. Am 2 felii de pâine cu câte 2 felii de muș din ăsta țigănesc, dar are 100 de grame, a mai rămas o felie. Avem 80 de grame de muș țigănesc, avem foarte multă proteină și de la pâine și de la brânză și de la mușchi și de la ouă. O să încercăm acum să le punem așa frumos, să intre aici toate ca să le iau sus la mine la laptop. Ia să dăm ouăle mai așa. Avem roșii, avem și o ceapă și castravete, multe legume de la noi din grădină. Mă duc sus să mănânc micul ăsta dejun și apoi ne pregătim de sală. Am venit de la sala urșilor și fac cardio, fac pași pe aici, pe la mine, prin grădină și vreau să vă spun că n-am mâncat nimic de când am venit de la sală, pentru că nu mi-este foame și pentru că am mâncat înainte să plec, da? Nu este obligatoriu să mâncați imediat când veniți de la sală. Dacă mâncați înainte, puteți după aia să stați 3, 4, 5 ore lejer până luați următoarea masă cu proteină. S-a făcut ora 6, urșilor, și este timpul pentru a doua masă pe ziua de astăzi. Avem aici niște cărnițe de pui. Ia uitați ce bine arată. Mi-am pus 2 bucăți, bine, n-are așa multă carne. Avem și niște fidea, o să mănânc fără pâine. Ia să vedem ce mai pus pe aici. O inimă, ia să vedem, mai e vreo carne, ceva. Avem multe legume, da, o ciorbiță proaspătă făcută astăzi de șeful meu bucătar și sunt convins că o să fie extraordinar de bună, abia aștept să mănânc. Aici la desert avem fructe, ia uitați câte fructe avem, toate de la noi din grădină, mai puțin piersicile astea. Caisele, adică astea au fost cumpărate, mai decât o caisă. Avem 2 pere de la noi din curte și 5 prune. Foarte multe fructe ca desert, da? Pentru că fructele sunt foarte bune pentru slăbit și ciorba este foarte bună pentru slăbit, are puține calorii. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 10, urșii mei. Ia uitați aici ce masă generoasă avem. A făcut șeful meu bucătar piure. Nu a pus deloc unt pentru că i-am spus să nu mai pună grăsime. Pe deasupra a pus așa niște sos, făcut acum proaspăt, cu niște ficăței de pui, cu un ciotoi de pui. Aici avem salată lângă, de roșii, cu brânză de oaie. Brânză de oaie! În rest nu avem nimic în ea. O să amestecăm așa, că o să-și lase zeama roșiile astea și o să iasă super, super ca lumea. Deci n-am pus ulei, n-am pus oțet, n-am pus nimic, n-am pus sare. Roșii cu brânză, da? Brânză de oaie. Și aici lângă mai avem niște cărniță de porc. Carne de porc. Făcută așa pe tigaie, fără ulei, în caz că mai am nevoie de niște cărniță, da? În caz că nu mă satur. Porția asta de piure, în schimb, este enormă, se pare. Și cu masa asta încheiem și săptămâna 28, urșilor. Asta este ultima masă de săptămâna aceasta. Mâine dimineață mă voi cântări, după care voi filma intro-ul și outro-ul acestui clip cu săptămâna 28. Să sperăm că o să slăbim și săptămâna asta. Iar duminică la ora 12 puteți să vedeți clipul cu săptămâna 28, cu toate mesele, tot ce am făcut săptămâna asta, da? Singura transformare live, singura transformare documentată din lume. Ia uitați, urșilor, 97,2! Nu vine să cred, m-am gândit la inte, am avut emoții că nu slăbesc săptămâna asta! Nu vine să cred că am slăbit! 97,2, fraților, în săptămâna 28! Este ceva extraordinar, la câte dulciuri am mâncat. Nu credeam că o să obțin rezultatul ăsta. Deci nu credeam, uitați și voi! Este extraordinar! Hai să vedem, urșilor, că s-a terminat și săptămâna 28. Haideți să vedem rezultatul, că am mâncat cam multe dulciuri, cam multă cremă din aia de ciocolată. Ia uitați, fraților, 97,2! Nu vine să cred! Sunt totuși, cât sunt? 600 grame față de săptămâna trecută. Ceea ce este foarte bine!
Ok, haideți că am scris aici pe foaia mea 97,2 kg, vedeți? Sunt 600 de grame față de săptămâna trecută, de săptămâna 28. Am slăbit mai puțin decât în celelalte săptămâni pentru că de am mâncat o grămadă de prostii weekendul trecut, dar sunt foarte bucuros pentru acest rezultat, mă mir că am slăbit atât și mai avem o singură săptămână aici pe foaia mea ca să ajungem la 96,4. Asta ar însemna 800 de grame. De ce 96,4? Pentru că uitați, aici când am plecat pe 7 ianuarie 2019 aveam 146,4 kg și vreau să se facă 50 de kilograme, de aceea vreau să ajung la 96,4 kg. Dacă vreți să vedeți toate clipurile din seria Oto Slăbește, de când am început eu, de pe 7 ianuarie 2019, de când aveam 146,4 kg, puteți să le vedeți pe absolut toate, de la primul vlog, să vedeți cât de gras eram. 97,2 kg, urșilor, este foarte, foarte bine. 600 de grame săptămâna aceasta este un rezultat foarte bun, credeți-mă. Înseamnă că am fost într-un deficit caloric cu 600 de calorii în fiecare zi. Bine, am fost într-un deficit caloric mai mare de 600 de calorii în fiecare zi, pentru că după weekendul trecut am luat foarte mult în greutate. V-am zis în clip, nici nu m-am cântărit pentru că mi-a fost frică, m-am cântărit abia miercuri sau joi și aveam 98,5. Și asta înseamnă că am fost într-un deficit caloric mult mai mare de 600 de calorii în fiecare zi. Dar ce mai contează? Important este că am slăbit. Important este că mai am foarte puțin, mai am o singură săptămână și mai am 800 de grame de dat jos pentru a ajunge la cele 50 de kilograme slăbite. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine. Vă mulțumesc tuturor care încă mă descoperiți pe YouTube și vă abonați la acest canal. Vă mulțumesc tuturor care lăsați un like și un comentariu pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Îmi dați o putere fantastică să continui și să ajung la cele 50 de kilograme slăbite și nu numai atât, să scot clipuri în fiecare săptămână pentru voi, să scot din ce în ce mai multe clipuri, să mă învăț cât mai multe chestii, să împărtășesc lucrurile pe care le-am învățat eu în aceste perioade de slăbire și vă mulțumesc foarte mult pentru că mă ajută să ridic acest canal, clipurile mele să fie recomandate la cât mai multe persoane și astfel să-mi vadă și ei transformarea, să se motiveze și ei să mănânce mai sănătos, să înveți o grămadă de lucruri interesante despre slăbiți și despre masă musculară, pe care nimeni nu vi le spune. Toată lumea împărtășește aceleași mituri, aceleași tâmpenii despre slăbiți și despre masă musculară. Doar aici vedeți ceva adevărat, vedeți ceva real, vedeți o dietă românească, o dietă pe care poate să o aibă toată lumea, pentru că nu toți suntem sportivi profesioniști, nu toți suntem atleți, nu toți suntem culturiști. Oamenii mănâncă obișnuit, fraților, oamenii mănâncă ciorbe, oamenii mănâncă mâncăruri gătite, exact ca și mine, oamenii mai mănâncă un KFC, mai mănâncă o ciocolată, mai mănâncă câte o prostioară din asta, da? Dieta mea nu este pentru sportivii profesioniști care sunt foarte disciplinați, care nu calcă niciodată strâmb, care sunt foarte motivați și foarte disciplinați să-și atingă obiectivul. Deci canalul meu oricum nu se adresează acestor oameni, canalul meu se adresează oamenilor obișnuiți, oamenii care vor să arate puțin mai bine, care vor să fie mai sănătoși, care vor să slăbească, să scape de obezitate. Canalul meu nu este despre cine poate să facă foamea mai bine, cine poate să reziste mai mult fără mâncare, cine poate să se înfometeze mai mult, cine poate să stea mai mult fără să mănânce un KFC sau o ciocolată. Canalul meu este ceva real, iar clipurile mele sunt cele mai reale clipuri pe care le puteți vedea pe YouTube. Și zic eu că și cele mai informative și cele mai motivante. Weekendul acesta nu vreau să mai sărbătoresc pentru că ați văzut cât de greu mi-a fost săptămâna aceasta. Vreau să fiu cu minte pentru că săptămâna viitoare este ultima săptămână pe care o am acolo în tabelul meu și vreau să slăbesc cele 800 de grame să ajungem la 50 de kilograme slăbite. Așadar, dacă sunteți curios să vedeți ce mai mănânc și săptămâna viitoare, dacă sunteți curios să vedeți ce mai îngătește șeful meu bucătar și dacă reușesc să slăbesc cele 800 de grame, să ajung la 50 de kilograme slăbite, nu uitați să vă abonați, nu uitați să lăsați un like la clipurile mele, un comentariu, pentru că pe mine mă ajută foarte mult, v-am mai zis. Iar dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO, pentru că acolo postez în fiecare zi story-uri. Iar dacă nu vă descurcați din aceste clipuri și vreți să slăbiți, vreți să scăpați de obezitate, puteți să înscrieți pe Instagram sau pe Facebook la Miere TVO. Luăm acolo legătura și vă pot ajuta, vă pot face un program de slăbit, vă pot face o dietă personalizată după nevoile voastre, exact cu ceea ce vă place vouă să mâncați. Puteți să mâncați la orice oră, ați văzut că și eu mănânc la orice oră. Vă voi învăța foarte multe lucruri și voi fi lângă voi să mă asigur că slăbiți și să vă motivez și să vă învăț o grămadă de chestii. Iar dacă vreți să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole la cele mai mici prețuri. Avem 10 de reduceri, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Produsele sunt de o calitate extraordinară, sunt produse premium pentru că am câștigat o grămadă de diplome de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!
hiding.